August, a fost convocat pentru astăzi, 27 august, în ședință ordinară, ora 11. Din consultarea comisiei de prezență, rezultă că din cei 16 consilieri sunt prezenți toți. Consult Consiliul Local dacă au fost primite materiale de ședință și dată și procesul verbal la ședința anterioară. Rog pe domnul președinte să supună spre aprobare procesul verbal la ședința anterioară. Dacă s-au primit materiale și procesul verbal la ședința anterioară de către toți consilieri? Da. Supunem spre aprobare procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Invit pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Da, bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. De astăzi avem un punct în plus pe ordinea de zi care a venit în regim de urgență la Compania Națională de Investiții București în legătură cu clarificarea situației și predarea amplasamentului la viitoarea sală de sport care va fi amplasată vis-a-vis de parcul de agrene. Trebuie să clarificăm niște situații cu privire la suprafață și o să vă dau explicații la momentul respectiv. Celelalte puncte care le aveți pe ordine de zi sunt 11, da? Da. Așa. Și domnul președinte, dacă vreți, spuneți spre aprobare ordinea de zi. Supuneți spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Deci s-a votat cu trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului elaborat de primarul Comunei Tolteana privind activitatea desfășurată în perioada 1 iulie 2017 30 iunie 2018. Da. Dacă aveți discuții cu privire la raportul de activitatea primară. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Da. S-a votat cu 97 voturi. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind prezentarea raportului de activitate pentru perioada 1 iulie 2017 30 iunie 2018. De către consilierele locali și viceprimar. Cred, domnul președinte, dacă îmi permiteți, da. De la voi, aș întreba pe doamna secretară dacă au fost depuse toate rapoartele consilierilor locali și dacă au fost afișate pe site-ul instituției. Ele urmează să fie afișate după ședința consiliului local în termen de 10 zile. Deci urmează ca să fie făcute publice pe site și în satele aferente fiecare consilier din care face parte. Da. Înțeles. Le-am studiat fiecare în parte, le-am citit fiecare în parte. Cele constatate de medii sunt următoarele. 4 dintre ele sunt copiate rând cu rând din diferite formațiuni politice. Deci două formațiuni, exact cu punct, virgulă și tot, absolut. Și probabil consilierii respectiv au participat împreună la fiecare activitate. Un lucru pe care nu l-ați specificat este următor. Aveți un program de audiențe în baza hotărârii Consiliului Local care nu s-a respectat. Deci hotărârea Consiliului Local numărul 14 din 16 februarie 2018 spune destul de clar. Audiențele se vor acorda în sala de ședință a Primăriei Comunei Tolteana între orele 12 și 16. În ziua de marți, da? Da. Deci asta n-ați făcut-o pentru că am urmărit cu mare atenție lucru pe care nu l-ați făcut. De-aia v-am întrebat dacă dumneavoastră aveți ceva de obiecțiuni la raportul primarului. La raportul primarului puteam să vorbesc eu, până sunt trecute chiar toate, că sunt multe și trebuia multă vreme ca să pot să le trecute toate, dar la mine poate să vorbească contractul pe care l-am încheiat cu diferite ministeri, inclusiv cu lucrările pe care le avem în derulare. Dar vă atrag atenția și vă rog frumos, la anul, când se dea dumneavoastră să ajungeți cu bine și sănătoși, să prezentați și să continuați să țineți audiențe în sală aici, unde ne aflăm, și să vă respectați orele de audiențe. Știu și sunt conștient că vă întâlniți cu oameni pe stradă la diferite acțiuni ale dumneavoastră și discutați probleme benefice
și în interesul cetățeanului. Dar aveți și o obligație ca să vă faceți și să vă respectați programul de audiență. Doar atât am spus. Dacă mai sunt și alte obiecții, dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind reanalizarea hotărârii Consiliului Local numărul 65 din 2018 privind cedarea părții sociale deținute de OAT Drofteana la SCE Covalea Muntelui, SRL, orașul Comănești, ca urmare a adresei instituției prefectului județului Bacău. Da. Dumneavoastră ați primit materialele de ședință pe adresa de mail. Da. Le aveți. Da. Le-ați studiat și știți despre ce este vorba. Deci prefectura, efectiv, ne-a trimis și v-am spus și cu ocazia altor întâlniri de noastre, cum și din ce motive. Sunt două articole aici, articolul numărul 3, nu, 203, aliniatul 3 și 4, care specifică destul de clar actul constitutiv de asociere trebuia să fie dus la avizat la Registrul Comerțului, așa, al județului Bacău. Propun spre analiză și aprobare abrogarea hotărârii Consiliului Local de la acel moment care a încetat cu tipul înlocuit și intrarea în legalitate. Adică, să se intre în legalitate exact ceea ce ne-a specificat prefectorul județului Bacău. Dacă aveți discuții, vă rog. Comisia, dacă vreau. Da, comisia a vis favorabil 5 voturi împotriva cedării pe părții sociale de centru de OAT Drofteana către ISC Ecovalea Muntelui. Da, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la ce este pentru. Împotriva cedării. Împotriva cedării. Împotriva? Deci, aprobăm intrarea în legalitate și de revocarea. Deci, cine este pentru? Da? Da, s-a votat în numărul 17 voturi. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind propunerea respingerii și cutirii obligații de plată a taxei de salubritate a domnului Belchim Teodor Dănuț, domnicel în strada Strungarul numărul 10, sat Bocteana, comuna Bocteana, județul Bacău. Da. Ați avut pe ordinea de zi, știți despre ce este vorba, solicitarea mai fost și cu altă ocazie la alte persoane fizice sau juridice. Vă rog să analizați și să dispuneți. Comisia ce are? 5 voturi pentru respingerea scutirii obligației de plată, taxe de salubritate. Dacă sunt și alte discuții, dacă nu trecem la vot, pentru respingere. Cine este pentru? Da, s-a votat cu numărul 17 voturi. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind împrejmurirea unui teren din piața zonală Drofteana, prin undeva aici, în suprafață de 2629 de metri pătrați. Da. Această suprafață de 2629 de metri pătrați, având și număr cadastral, da, în momentul când noi l-am trecut în inventarierea domeniului public, prin hotărârea Consiliului Local numărul 97 din 2017, dumnealor celor la CFR, la ora actuală am primit o adresă prin care ne-a la cunoștință să punem în Consiliul Local și să desființăm toate cadastrele din jurul pieței, inclusiv proprietăți private, instituții și așa mai departe. Lucruri pe care noi nu putem să facem, deci un cadastru poate fi desființat cu aprobarea proprietarului și a doua, cu o hotărâre judecătorească definitivă și revocabilă. Dar pentru ca noi să fim siguri și să avem proprietatea noastră, vă propun spre analiză și aprobare împrejmuirea totală a pieții zonale Drofteana, adică acolo unde sunt pilone de țeavă, să-i dăm jos și să mutăm bordura exact la limita proprietății între CFR și instituția noastră. Totodată, în excedentul bugetar din anul 2017 către 2018, a rămas o sumă de 45.000 de lei care am folosit-o pentru modernizarea căminului din satul Cuieț, adică mese, scaune și alte modernizări, de la piață. Anul acesta, până în acest moment, nu avem bani, dar până la sfârșitul anului putem să adunăm banii din încasări de la piață și putem să folosim și să încheiem un contract cu o firmă sau altcineva să poată să ne facă împrejmuirea respectivă, să fie stăpâni
ca acei care își desfășoară activitate economică într-un comerț civilizat să poată să fie împrejmuiți, să poată să fie încasați de la poartă, să nu prezintă un pericol cale ferată, să nu prezintă un pericol de DN12. Dacă aveți discuții. Da, comisia a dat aviz favorabil acestui proiect, dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? S-a votat un număr de 17 voturi. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investiției proiectului modernizare drum de interes local Valea Cortului, sat Cupuiescu, numai Dorteană, de sub Bacău. Da. Ați studiat la ședințele comisiei, ați văzut valoarea. Valoarea totală este de 658.301, echivalent 141.312.000 euro. Este vorba despre drumul care face legătura de la pod Cojocaru Ion și până la Bujor Constantin, care dorim să-l modernizăm cu această sumă care o avem de la obținută prin Galul Valea Muntelui, de la Uniunea Europeană, sumă nerambursabilă. Iar valoarea neeligibilă, 124.768 lei, respectiv 26.783 euro, în baza contractului, din data de 17.07.2018, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Deci 124.768 sunt acele sume de bani care noi trebuie să venim cu cofinanțare pentru studii de fezabilitate, pentru proiectare, pentru avizie și tot ceea ce este necesar. Probabil o voi explica și doamna contabilă, dar cred că o să ajungem la următorul subiect în legătură cu fondul de garantare, dar o să dau explicații necesare la momentul respectiv. E vorba, v-am spus, 658 este total, dar 141.312 este cofinanțarea noastră care am prevăzut o mulțime de la începutul anului. La ora actuală, acel proiect se află în următorul stadiu. Se află la avizare la AFIR, deci s-au încheiat toate proceduri până la ora actuală, se află la avizare la AFIR, cred că zilele astea nu voiam să și probabil în cursul săptămânii ăsta va fi postată pe, în baza ordonanței 45 din 2018 și va fi pus la licitație. Dacă aveți discuții. Comisia a dat aviz favorabil. Dacă sunt și alte discuții. Dacă nu sunt discuții, trebuie să mă văd cine este pentru. Da, s-a votat numărul 17 voturi. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru avansul în valoare de 263.405,56 lei de la FNGCIMM în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență 79 din 2009 pentru realizarea proiectului modernizare drum de interes local Valea Codului, sat Cupuiescu, numai Dorteană, județul Bacău. Da. Este vorba despre același drum pe care vă vorbeam la punctul anterior. Fondul de garantare trebuie să ne garanteze o sumă de bani, vă vorbesc în bani vechi, 2.630.000.000. Pe perioada când se derulează contractul, până când sumele de la Uniunea Europeană vor fi date și noi vom intra în posesie sumelor de bani. Deci el va trebui achitat drumul din fondul de garantare și diferența de la noi, de la bugetul local, apoi vom primi sumele de bani nerambursabile de la Uniunea Europeană. Despre asta este vorba. V-a dat explicații din câte am înțeles și doamna contabilă, eu am accentuat lucrul acesta. Vă spun și comisionul necesar pe care trebuie să-l plătim noi la fondul de garantare. Cred că ați spus. 4.700, 4.900. Până în 50 de milioane. Deci nu putem scoate la licitație dacă nu avem în spatele proiectului și o sumă de bani. Garantează cineva pentru noi. Asta este procedura legală. Discuții, dacă vreți. Comisia a dat aviz favorabil. Dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu sunt, trecem la procedură. Da, s-a votat un număr de 16 voturi. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. Da. O să dea cuvântul doamnei contabile să vă dea explicații necesare. Deci, propun rectificarea bugetului local, conform legii finanțelor publice locale, modificări și completări ulterioare, cu următoarele sume. Diferența încasată la donații și sponsorizări, în vederea finanțării activității la zile localității în perioada 31 august 2 septembrie, cu 7.000 lei, venituri fiscale 50.000 lei,
corespundând capitolelor de cheltuie la cultură 7.000 lei și gospodărie comunală 50.000 lei. Se modifică lista de investiții cu diminuarea sumei de 50.000 lei prin anularea proiectului studiu de fezabilitate, extindere rețea, energie electrică și se virează această sumă în secțiunea de funcționare ale aceluiași capitol bugetar. Chiar în punct 3 al raportului, bugetul total alocat activității zilor Comunei Dofteana propunem să fie în sumă de 170.000 lei pentru finanțarea cheltuielor ocazionate de organizarea acestui eveniment. Se vor utiliza resursele bănești legal constituite, provenind în principal din bugetul local și din sponsorizări. Acum, dacă dăm și cheltuielor, deci să dau cheltuielor la cheltuielor. Da. Deci, din explicațiile pe care le-a dat doamna contantele, rezultă faptul că se rectifică bugetul local. Noi am prevăzut la începutul anului o anumită sumă de bani pentru desfășurarea activității zilelor localității. Între timp s-a modificat pentru că au apărut și niște sume din sponsorizări de la vreo 50 și ceva, în jur de 60 de agenți economici. Sunt aproape aceiași sau chiar aceiași care ne-au ajutat și cu anii în urmă. În plus, au mai venit altcineva care ne-a făcut o surpriză, nu știu dacă a spus doamna contabilă, am făcut un apel la Rompres și ne-a alocat 5.000 de lei și v-am mai spus odată 50 de milioane cu bani cash care au virat în caserii direct. Având în vedere faptul că noi suntem punctuali și am achitat salubritatea la timp, probabil și dumneavoastră ați ținut cont de așa ceva și suntem prima instituție care ne-a sponsorizat cu banii ăștia. Valoarea totală depășește cu cine a dat un prestul și ce am încasat. 31.000. 310 milioane. Da. Să vă spun ce facem cu banii ăștia, ca să știți. Haideți să o iau exact pe proiect și acest închis prin serviciul de achiziții publice. Cine va veni la noi? Ați văzut. Aici, pe acest afiș, la zilele Comunei Dofteana, va veni următorii. Asociația Cultural Axis Music, pe data de 31.08.2018, timp, deci timpul care ei vor sta pe scenă, sunt 120 de minute, deloc sunt din ONE și au solicitat 500 de lei. Vă spun unde merg bani. Andrada Bratoveanu, pe 31 vili, 20 de minute, din ONE și 300 de lei. George Cojocărescu, prezentare, eveniment și recital, deci este și interpret și o să-și, o să-și prezinte. Pe data de 31, 1 și 2, 30 de minute, este din Bacău, care poate să transportă tur și retur, văd aici, la transport, așa, 2500 de lei. Ion Paladi, vine pe data de 31.08.2018, număr 2 persoane, așa trebuie să le asigur cazarea, masă și ce mai trebuie, timp 45-50 de minute, Chișinău și retur, 6120, 61 de minute. Ana Lescu, pe data 31.08.2018, număr de persoană 7, 30 de minute, București, Dofteana și retur, 110, nu? 11.034. Zic bine, da? Millennium, pe data de 31, număr de 8 persoane, 90 de minute, Chișinău, Dofteana și retur, 152.680. Zic bine, nu? Fuego, pe data din 1.09.2018, 2 persoane, 40-45 de minute, București, Dofteana și retur, 8.473. Artiștii locali, ansamblul nostru de date, ne-am hotărât și vă propun spre analiz și aprobare, dar vor primi în baza aceluiași contract, nu de la noi banii, primești de la cei care au câștigat licitații și au venit la noi, 1.200 de lei. Veda Biriș, pe data din 1.09.2018, 30-40 de minute, Alba Iulia Dofteana și retur, 6.000 de lei. Ansamblu folcloric Moldova, nu? Vatra Neamului. Pe data din 1.09.2018, 3 persoane, 30-45 de minute, Chișinău, Dofteana și retur, 4.286. Angela Rusu, pe data din 1.09.2018, 2 persoane, 45-50 de minute, Bistrița, Năsăud,
Costeana și retur, 6.380. Selfie, 1.9.2018, 4 persoane, 45-50 de minute, Onești, 2.000 de lei. Asociația Cultural Music, 120 de minute pe data de 2, Onești, 500 de lei. Artiști locali, de la școala gimnazială Dofteana, ne referim tot aici 1.500 de lei, doamna contabilă, împreună cu acele premii care le dăm la șefii de promoții, da? Șefii de promoții care s-au evidențiat la toate școlile cu PJ din Dofteana, vor fi sumele împărțite și vor primi bani tot de la cei ce au încheiat contract cu noi, nu de la noi, pentru că acolo va semna, va merge cu buletinul, cu actul de identitate. Margareta Clipa, pe data de 2, vine 2 persoane, Suceava, Dofteana și retur, 4.720. Matilda Pascal cu Jocălița, pe data de 9, 3 persoane, 120 de minute, pe 2 a 9, 120 de minute, Bistrița Năsăud, Dofteana și retur, 7.180. Direcția 5, pe data de 2 a 9 a 2018, 10 persoane, 60 de minute, București, Dofteana și retur. Cât e, doamnă contabilă? 30. 30 de minute. Echipament, scenă. Deci ăștia sunt artiști. Da. Ăștia sunt artiști. Până aici au fost artiști, dar eu vorbesc de cheltuieli. Și ajung, de jumătate artiști, 107.972. Acum trecem la partea tehnică. Da. Autotir, Onești, Dofteana și retur. De unde își aduce echipamentele, nu? Cât e, doamnă? 10.130. 10.130. Taxă compozitor, 3.570. Cazare, 4.760. Afișe, banere, spoturi, 2.618. WC-uri ecologice, 4 bucăți plus lavoare, 4.165. Proiect ISU, 1.785. Mai departe, ambulanță, 1.800 de lei. Foc de artificii, 14.993 de lei, cu tot cu TVA. Astea sunt în contractul nostru, nu scurie. Sunt contracte care nu fac parte din... TV Tele Moldova, 2.000 de lei cu TVA inclus. Ansamblu Busuioc, cu 8.000 de lei. Drăgănuță, fotografii, filme... Tablouri care le face pentru cei ce împlinesc 50 de ani de căsătorie, 3.500 de lei. Cocarde plus insigne, 1.800 de lei. Steaua. Despre asta vorbim. Astea sunt cheltuielile ce stau la baza organizării acestui eveniment. A doua situație. Vreau să dau explicații, să mă auziți toți. Au fost invitați societățile comerciale din Dofteana, care refuză să vină la noi. Încă o dată, repet, cine dorește să vină să desfășoare activitatea economică într-un mod civilizat, poate să se adreseze celor ce organizează la noi și au contract, și oricând poate să vină și să-și găsească locul în stadion acolo unde desfășurăm activitatea. Orice. Da. Acum, dacă dumneavoastră aveți discuții sau alte întrebări. Comisia a dat aviz favorabil. Dacă sunt și alte discuții urmate în acestui proiect. Dacă nu sunt discuții... Pe nu mai împic. Doamna contabilă, aici intră și instalații electrice, prestări servicii, da. Lent montate, 8 lent. Deci eu am aici în raportul meu, deci insigni, cocarde și sfeaguri, plus materiale organizării eveniment. 2907. Deci așa s-a ajuns, cu 2907, 170.000 suma totală. Ne-a sunat de acolo. Deci aici nu este inclusă cei 650, 670 de milioane care i-am cheltuit anul acesta, să putem să ne tragem de la transformator, la bani ce am schimbat transformatorul, a venit subteran, asta a fost proiectul EON-ului, banii am dat la EON și au făcut instalații electrice până la tribuna stadionului. Iar de la tribuna am continuat-o către poarta, de la deal către larga, o altă instalație, o cutie specializată, tot absolut putere, instalată 110 kW. Aia este altceva față de autoritatea. Da. Deci dacă aveți discuții, da. Deci dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Da, s-a votat acum 17 voturi.
Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local pe cele două secțiuni la sfârșitul semestrului 1-2018. Da, doamna contabilă. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli s-a efectuat în trezoreria municipiului Ionești prin evidențierea în conturi distincte a veniturilor încasate și a cheltuielor efectuate pe categorii de surse de finanțare și pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare. Secțiunea de funcționare, parte de bază obligatorie a bugetelor, prezintă situația veniturilor necesare, finanțării cheltuielilor curente și plăți efectuate, angajate și utilizate în corelare cu veniturile încasate. Secțiunea de dezvoltare, parte complementară a bugetului, cuprinde veniturile și cheltuielile aferente programului investițional în limitele angajamentelor legale și bugetare ce au fost asumate în acest an bugetar. Vă dau citire indicatorilor. Total sursa venituri 1.138.642, realizat venituri 6.780.313, la cheltuieli 14.381.77 lei, realizări cheltuieli 5.080.891.131 lei. La sursa ani am înregistrat cu un excedent de 16.911.182. Astea împărțite pe secțiune de funcționare și dezvoltare. Plan venituri 10.037.100, realizat venituri 6.257.251. Plan cheltuieli 10.037.100, realizat cheltuieli 47.802.000. În secțiunea de dezvoltare avem planul la venituri 1.349.329, realizat venituri 5.230.062. Plan cheltuieli 4.343.977, realizat 3.089.932. La sursa E avem un plan la venituri de 328.000 lei, realizat 183.761. La cheltuieli, la fel, că este un buget echilibrat, 328.000 lei, realizat 151.282, un excedent de 32.479. Potrivit articolului 57 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, indicatorii s-au publicat pe pagina de internet a unității noastre privind execuția bugetară pe primele 6 luni. Comisia bugetară a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Să vă facem numărul de 17 voturi. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personal desfășurată în semestrul 1-2018. Da. Doamna Spaila, dacă vreți să... Activitatea asistenților personal desfășurată în semestrul 1-2018. În conformitate cu prevederile articolului 29 aliniatul 1 din hotărârea Guvernului României, numărul 268/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederii legii numărul 448/2006, e publicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, biroul de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului, Comuna Dolfeana, prezintă semestrial Consiliul Local un raport care trebuie să conțină date referitoare la activitatea asistenților personal la persoanelor cu handicap, precum A. Dinamica angajării asistenților personal, B. Informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal cu pe perioada concediului de odihnă, C. Informații privind numărul de asistenți personal instruiți și de numărul de controle efectuate și probleme sesizate. Precizăm că în conformitate cu prevederile legii numărul 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, rolul biroului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului, Comuna Dolfeana, este de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali și a persoanelor cu handicap grav. În vederea minorării situației acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația lor o cere. Pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale ale dumnealor.
indiferent de vârsta sau de handicapul care se confruntă, acest segment social are dreptul fundamental la autodeterminare și individualitate pe cum, pentru desfășurarea condițiilor de handicap și alte integrări sociale. Îngrijirea ce li se acordă poate permite persoanelor cu handicap să-și valorifice potențialul fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului pe care îl au. Ținând cont că de aceste aspecte, la sfârșitul semestrul 1-2018, șeful de birou împreună cu inspectorul și referentul cu atribuții și responsabilități în cadrul biroului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bofteana, raportează următoare. A. Dinamica angajării asistenților personali. În perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 au fost angajați un număr de 3 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. Dar au fost înregistrate și 2 încetări ale contractului individual de muncă. Unul care a renunțat persoana cu handicap și cel de-al doilea cu decesul persoanei cu handicap. La sfârșitul semestrului 1-2018, în evidențele biroului de asistență socială din aparatul de specialitate a primarului Comunei Bofteana, se află un număr de 15 persoane cu handicap grav, care beneficiază de asistent personal angajat pe bază de contract individual de muncă. Potrivit evidenței deținute în cadrul biroului, 4 sunt copii. Handicapul acestora este genetic, că evenții afecțiuni întâlnite la copii, a căror etiologie este de natură genetică, cum ar fi encefalopatie infantilă, oligofrenie, sindrom Down, iar la adulți, afecțiunile dobândite de parcursul vieții primente întâlnite ca urmare unor traume fizice sau psihice sunt diferite forme de neoplasm, schizofrenie, depresivă, sindrom hemiplagie, paraplagie, Parkinson. Din totalul de 76 persoane cu handicap grav, 61 persoane cu handicap grav cu drept de asistent personal au optat pentru acordarea indemnizației prevăzută la articolul 42, aliniatul 4 din legea 448/2006, republicată în anul 2008. Privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, la sfârșitul acestui semestru, înregistrăm un număr de 76 persoane cu handicap grav neinstituționalizate, din care 15 persoane beneficiază de către un asistent personal și 61 persoane cu handicap grav au optat pentru a beneficia de indemnizația de solicitor prevăzută de lege. Față de 81 de persoane care beneficiază de acest drept la sfârșitul semestrului 2 din anul 2017. B. Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe o perioadă a concedii de odină. În strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a acestui obiectiv, sunt descriptiv. Deficitul acest aspect. Precizăm că pe raza Comunii Dofteană nu sunt înființate și nu funcționează centre de tip respiro, pentru că nu sunt condiții de înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihnă și nu există nici posibilitatea găduirii bolnavului într-un centru de tip respiro. Informăm Consiliul Local că s-a discutat cu doamna contabil, care ne-a confirmat că salariile asistenților personal și indemnizațiile persoanelor cu handicap au fost achitate la zi. C. Informații privind numărul asistenților personal instruiți. Instruirea asistenților personal cu handicap grav a fost organizată odată la 2 ani, conform articolul 38 litera A din legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificări și completări ulterioare. A avut loc în data de 11.03.2014, la sediul primăriei Comunei Bofteana, Bacău. Iar în luna octombrie 2018 vor fi instruiți din nou asistențe personale. D. Numărul de controle efectuate în culori necesizate. În urma controlelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap, s-a constatat că acestea sunt bine îngrijiți și nu s-au înregistrat cazuri de abatere ale asistenților personal de la îndeplinirea clauzelor contractuale și sarcinile stabilite prin fișa postului. Pentru eliminarea deficiențelor și activitatea asistenților personal, vom efectua controle periodice la domiciliul persoanelor cu handicap grav. Da, mulțumesc. Ce vreau să te întreb. Persoanele infectate COVID, cred că de-aia. Doar acum care am văzut să facă. E pandere sau cel care era de la navigul. Deci pandere ar fi a doua persoană. Și vreau să văd dacă au apărut în evidență dumneavoastră, ea ar fi a doua. Perioada semestrul 1 2018. Deci semestrul 2. Semestrul 2 n-am avut. Nu, semestrul 2 acum avem. Asta e pensia. Da. Bine, și are și probleme psihice. Da. A făcut pensii pe caz de boală. Da, și am zis că e preda. Preda, da. Nu pandemic, pandemic cu altă problemă. Preda. Deci am făcut, n-am fost în Bacău, este... Dar nu știu, eu apără decizia. Deci, nu m-a venit cu decizia aici la noi. Bine, dar vedeți... Este identificat cu HIV. Da, știu. Te-ai înțeles sau doi? Comisia. Comisia de învățământ a desfavorabil? Dacă sunt discuții.
Trecem la cine este pentru. Da, s-a votat conform 16 voturi. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind analiza unor cereri care solicită pentru consolidarea malurilor și refacerea căilor de acces în zona, în zona afectate în urma inundațiilor din 28-30 iunie 2018. Da. Procesul verbal constatator a echipei ce a fost delegată prin ordinul prefectului, formată din Inspectoratul pentru situații de urgență, Serviciul de gospodărire a apelor, prefectură, Primăria Dofteana, a constatat și persoane fizice care au fost afectate cu ocazia inundațiilor. La ședința anterioară, când am rectificat bugetul cu banii respectivi care ne-au fost alocați, pentru aceste persoane nu s-a alocat absolut nimic. Deci sunt trecute, sunt cuprinse, dar nu s-a dat nici pentru ei. Bun, pe parcursul timpului, domnilor, au făcut o cerere solicitând de la noi niște un sprijin în ajutor. Prea mulți bani nu avem pentru așa ceva. Vorba despre Socaș Verona, un Găboriș Valentin și Ileana, și cererea are, nu știu dacă aveți la dumneavoastră acolo, are, nu, nu, are și o doamnă Ieremia. Doamna Cristina. Este. Ieremia Cristina. Deci am studiat dimineața cu doamna secretară propunerea și expunerea de motive. Vă supun spre analiză și aprobare următoare. Am să spun așa și propun, pentru că ăsta nu este bugetul alocat. Să le alocăm așa cum am alocat la Meșteu, acolo la Bogata, câte 1000 de lei, 1000 lui Socaci, 1000 lui Ieremia, 1000 lui Găbolici. Dintr-o 1000 de lei poate să-și cumpere 2 metri cub de boțar cu trăștea de beton sau zgură, ceva mai consistent, ca să poată să-și repare acolo, cât se poate, atât putem noi. Dumnealor au solicitat un sprijin, dar le alocăm materiale de construcții, nu putem să le alocăm sume de bani, ci materiale de construcții în valoare de 1000 de lei. Dumnealor vine cu factura la noi, noi o achităm din zona de unde ia materiale de construcții. Vă jur ca, dacă dați aprobarea sau după aprobarea de astăzi, să informați ca în cursul săptămânii astea să vină să avem o discuție cu dumnealor. Da. Dacă aveți discuții, vă rog. Comisia. Dacă nu și alte discuții, dacă noi să trecem la votul, este pentru. Dacă s-a votat în partea de ce vor. Domnul primar, dacă dați din da. Următorul punct pe ordine de zi. Proiect de hotărâre. Se propune completarea hotărârii Consiliului Local numărul 128 din 10 august 2018 privind predarea către MDRAP prin Compania Națională de Investiții pe bază de protocol a terenului din Comuna Dofteana, stat Dofteana, punctul Lunca Totușului, strada Palcului numărul 16, județul Bacău, în vederea și pe perioada realizării de către CNI S.A. a obiectivului de investiții proiect pilot construire sală de sport școlară din Comuna Dofteana, stat Dofteana, punctul Lunca Totușului, strada Palcului numărul 16, județul Bacău, cu articolul 1, suprafața de 2550 metri pătrat, este conformă PAD, potrivit anexe numărul 1 la 128 din 10 august 2018. Ce se întâmplă? Deci, pe parcursul timpului de la ultima ședință, noi am transmis toată documentația, iar dumnealor ne-au răspuns nouă, ne-au sunat prin telefon, spunând faptul că acolo trebuie să primim un aviz de la Compet. Ei au observat că sala noastră de sport, viitoarea sala de sport, va fi construită la mai puțin de 10 metri de conducta dumnealor. Le-am solicitat avizul, complet ploiești. Au venit o parte dintre dumnealor, am făcut măsurătorile și ne-au solicitat repoziționare. Am repoziționat în cursul zilei de joi. Vineri dimineața am transmis-o la Compania Națională de Investiții în noua formă. Din aceste motive, numai e, este exact pe același punct, dar deplasată cu câțiva metri, putem să ne încadrăm conform avizului și nu avem niciun fel de discuții, pentru că dumnealor nu ia 10 metri din perete, ia 10 metri din împrejmuire, că noi avem peretele sării de sport, după aia împrejmuirea la distanță de 3 metri și după aia adresarea de 10 metri. Deci ne vom conforma așa cum ne vor da dumnealor avizul. Am transmis repoziționarea și acum trebuie să luăm hotărârea Consiliului Local conform noi repoziționare.
Da, dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Da, s-a votat cu numărul 7. Da, subiectele pe ordinea zi au fost epuizate. Doresc să vă adus câteva la capitolul de verse, câteva precizări. Deci în cursul săptămânii trecute, într-una din zile, dacă zic bine, miercuri sau joi, și chiar toată săptămâna, mai multe persoane au sunat la noi la instituție întrebându-ne, au intrat o panică între oameni că la Dofteana a apărut testa porcină. Deci este total fals. Cine a răspândit această informație este total falsă. Împreună cu doamna secretară, am făcut o adresă către DSVSA ca noi să putem să vorbim exact pe lege. Inițiativa a fost a mea, doamna secretară, am trimis-o și vă dau citire răspunsul pe care l-am primit la DSVSA. OAT Dofteana, județul Bacău. La adresa dumneavoastră, numărul 11114, din 22.08.2018, prin care ne solicitați un punct de vedere cu privire la evoluția pestei porcine africane în județul Bacău, vă informăm că până la această dată în județul Bacău nu evoluează această boală nici la porcii domestici, nici la mistreți. Și-au pus aici cu linioară câteva puncte care ele trebuiesc respectate înainte de a intra să dai în gospodărie mâncare la porci. Am xeroxat această adresă și am pus-o pe site-ul Unității Administrative Teritoriale. Am pus afișe la panourile de afișaj peste totul și vă transmit câte una și dumneavoastră în audiențele dumneavoastră pe care spuneți că le aveți să transmiteți și cetățenilor. Vă rog frumos să dați câte una la fiecare. M-a sunat și domnul director de la DSVSA și am avut o discuție cu dumneavoastră. Domnule, această panică, nu știu cine a răspândit-o, dar în cursul la piața de marță trecută care a fost, au venit trei persoane samțari dintre cei care comercializează porci, fără niciun fel de document justificativ, motiv pentru care poliția economică împreună cu medicina veterinară s-au impus, probabil s-au luat și măsuri împotriva lor, iar s-a delegat prin dispoziția prefectului doi medici veterinari care vor fi prezenți în fiecare marți în locul unui desfășurat activitatea târgului săptămânale și în alt vrea ca cineva să riște. Din acest motiv am suspendat orice comercializare de animale, indiferent de ce, inclusiv cai, de aia n-am avut și nu o să avem scăpul de cai, până când vom scăpa de această boală din întreaga țară. O apărut, într-adevăr, am vorbit cu doamna prefect sâmbătă seara, au apărut la Bazlui, în vecinătatea noastră, au apărut la Brăila și din recomandările pe care o să le citiți, o să vedeți dumneavoastră, nici furaje de pe câmp n-ai voie să dai, iar cu echipamentul care vii, cei care sunt vânători de la vânătoare, nu au dreptul să meargă la locul de adăpost a porcilor, dar vă rămâne ca să studiați dumneavoastră. Deci v-am făcut această informație. Punctul numărul 2. Aș vrea să informez toată opinia publică din Dofteana și din afara localității noastre, pentru că pe data de 31, după programul pe care este afișat, început cu orele 16-17, vor începe desfășurarea activității și privirea celor 583 de ani de la prima atestare documentară a Comunei Dofteana. Invit toți cetățenii din Dofteana și nu numai, și din localitățile limitrofe care doresc să vină și să urmărească acești artiști frumoși, îndrăgiți, care sunt plătiți cu bani publici, din bani, din impozite și taxe, plus sponsorizările noastre, îi invităm să sărbătorească împreună cu noi acest frumos festival care se desfășoară în fiecare an la împlinirea anilor ceea ce îi sărbătorim noi în fiecare an. Totodată vă invit și pe dumneavoastră, în calitate de consilier local, să participați cu cine doriți dumneavoastră, prieteni, rude, copii și cu sufletul cu adevărat plin să veniți alături de noi. Totodată, aș ruga toți cetățenii din localitatea noastră să-și facă curățenie cel puțin în fața porților, să-și tundă iarba, să adune toate mizeriile care sunt provenite și bătute de vânt, aduse în fața porților, să arate localitatea așa cum trebuie, pentru că în cursul zilei de sâmbătă au venit
o asociație din București care face parte din asociația celor mai frumoase sate din România, acolo unde suntem și noi membri. A făcut filmări la Parcul de Agrement, rezervația naturală de Alin Negru din Luncă, Parcul de Agrement, Barometrul Natural Ochiul Huitorii, Izvorul Ciunget și alte cadre pe care putut și-au reușit ca să le ia și vor mai veni încă o dată în toamna acestui an. La urmă s-au pronunțat, avem o comună frumoasă, bogată și curată. Ar vrea să o menținem curată, măcar așa cum se află la ora actuală, să colectăm selectiv și depozitarea inclusiv din cimitir a vegetației care este, să o ducă într-o zonă undeva, să nu mai pun în fața bisericii, pentru că mai duc alții și alte vietăți acolo, sau nu vietăți, câini, pisici, morți, care depozitează acolo și în fața bisericii nu dă o notă chiar atât de frumoasă. Am luat săptămâna trecută două camioane și cu două săptămâni în urmă iarăși un camion destul de mare. Deci se află în grija preotului, dar trebuie și noi să fim solidari cu toții, să nu mai depunem mizerie decât numai în locuri special amenajate, acolo unde vine mașina și le ridică. Aș mai ruga cetățenii din localitatea noastră, vedeți acum luna august și o parte din luna iulie, chiar și din luna septembrie, au venit cei dragi nouă din afara granițelor țării, care au venit acasă, marea majoritate se căsătoresc, marea majoritate cunună, botează și au diferite evenimente, cum am fost și ieri 7 cununii civile, cum au fost și sâmbătă una, săptămâna trecută 9 sau 10, în permanență avem de dreapă. Dar la fiecare poartă există pe timp de noapte 2-3 mașini sau cel puțin una, lăsate pe partea carosabilă, lăsate pe domeniul public, profitând de ocazia faptului că domeniul public acum este iluminat la fel ca și ziua, pentru că s-a încheiat lucrarea modernizării lămpilor în localitatea noastră. Au mai rămas doar foarte puține, să zic așa, cu 50 de lămpi, cred că mai completând, dar deocamdată asta ne-a fost posibilitatea pe anul 2018. Dar s-a încheiat acest proiect. Profitând de ocazia faptului acesta, lasă mașinile, chiar și căruțele, nesupravegheate, nesemnalizate, pe partea carosabilă și în conformitate cu legea nu este voie. Marea majoritate dintre noi ne-a luat o mașină, un tractor sau cel puțin o mașină. Mulți dintre ei. Una o ține în curte, una la poartă sau două la poartă. Deci devine domeniul public impracticabil, devenind impracticabil, ne sufocăm unul pe celălalt. Vă rog să înțelegeți. Trec mașini, trec camioane mari. La ora actuală avem multe lucrări în localitatea noastră, în care de multe ori trebuie să meargă poliția, cum s-a întâmplat și în Cucuiesc, să dirigeze circulația, să poată să treacă cele 15 mașini de asfalt care au mers pe Valea Podului. De astăzi, este o oră, două, trei, s-a făcut de cele două poduri la Cucuiesc, din PNVL 2, știți destul de clar, organizarea de șantier va fi acolo, iar cazarea muncitorilor va fi la parohia din satul Cucuiesc, care îi mulțumesc preotului pentru cazarea muncitorilor de acolo. Deci, încă o dată, repet, v-aș ruga respectuos pe toți mașinile și acolo unde aveți posibilitatea să le scoateți în afara părții carosabile, să le scoateți de pe domeniul public, cel puțin noaptea, vă rog, pentru că este sufocant și nu poți ca să circuli. Nu poți să ajungi cu o salvare la timp, nu poți să ajungi cu mașina poliției și așa mai departe. Mai departe. Cel puțin în ultimele 3 luni de zile, 4, primesc foarte multe telefoane de la cetățeni, persoane fizice din localitatea noastră, suntem invadați de aceste controle justificate a poliției rurale, a poliției unești și a întregului sistem. Acum am invitat un reprezentant aici, dar nu e atât în scris, am invitat și șeful secției, dar probabil nu am timp să vină și îl rog să vină. Pentru că în localitatea noastră, pentru a menține ordinea și disciplina, eu conduc ceea ce se numește pază, ordine, liniște și disciplină. În calitate de primar, eu conduc. Știu, într-adevăr, că vă desfășurați activitatea, dar să știți că respectă sau nu respectă legea conducătorii auto, dar nu numai cu conducătorii auto sunt probleme. Conducătorii auto, cel care încărca legea, suportă consecința. Nu este de vină primarul și nu sună primarul să spună să vină cineva să facă verificări. Eram la București, dimineața la ora 8 și 2 minute eram în biroul ministrului și mă sună cineva din Doteana, l-a oprit
dimineața poliția și s-au ridicat permisul din diferite motive și așa mai departe, când l-au găsit în neregulă. Nu aș putea să spun cum. Deci nu sună primarul, nu are treabă primarul, dumneavoastră vă rog frumos să-l specificați că eu nu am niciun fel de atribuții și nu am dreptul prin lege să dirijez poliția rurală sau națională, decât numai poliția locală respectând prevederile legale și nereguli mai sunt și în afara celor care conduc autovehicul rutier. Așa nu. Vă rog să verificați și aveți în obiectul dumneavoastră de activitate societățile comerciale care nu-și respectă programul de lucru, care desfășoară activitate pe domeniul public, dă bere de băută în plâjmă și ei via în drum. Când treci cu mașina, nu poți. Aruncă doza de bere în fața mașinii. Ați văzut, vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Și aveți competență în baza legii 61, știți, spune, vreau să v-ați văzut. Aveți competență și în baza legii 61, cei care nu respectă obiectul de activitate. Obiectul de activitate, conform codului Caen, una este bar și alta este discotecă. În bar, poate mai scârți o muzică acolo cu o boxă mică, dar nu cu patru boxe, cu nu știu câți decibeli. Pentru că și eu, ca și dumneavoastră, aș vrea să stau liniștit noaptea, dar nu să mă sune cineva, că nu mai rezist. Nu mai rezist. Omul spune ora 2:30 noapte. 3. Am înțeles și celelalte excepții. S-au întâmplat două cazuri de felul ăsta. La ora 11 și ceva m-a sunat, bătea doba și-o venit cu ursul, câteva zile în urmă. O știți toți din Dofteana. M-a sunat și din rândul poliției, m-a sunat și dintre oameni. Am înțeles, au venit acasă, gata, odată, da? Dar dacă au repetat aceleași persoane a doua oară, cred că nu este normal. Toată lumea care vine în luna august, vine în concediu, da? Dar noi nu suntem în concediu. Deci noi lucrăm normal, nu suntem în concediu. Și dimineața mergeți fiecare la serviciu, trebuie să mergi un om odihnit, normal. Le-am înțeles pe toate. Dă drumul la muzică un pic mai tare, am înțeles, tot înțeleg. Până când încalcă flagrant legea. Deci dumneavoastră aveți obligația să mergeți la orice agent economic, să verificați obiectul dumneavoastră de activitate, nu faptul dacă are bar, face cumetrii. Nu faptul dacă are bar, face nuntă. Nu faptul dacă are bar, face majorat. Nu este obiect de activitate. Asta ce înseamnă? Dumneavoastră, dacă vă duceți, cei care îi veți verifica vor intra în legalitate și va fi un generator de venituri la primărie, care cere sume de bani, vor intra în bugetul local și vedeți dumneavoastră cum rectificăm bugetul și ajung la iluminatul public, la diferite investiții în localitatea noastră. Deci tot să respecte legea. Ceea ce se numește discotecă, domnul Gen, discoteca are cu totul alt regim, care nu știu dacă pe Valea Trotușului are cineva discoteca autorizată. Știți ce se numește discoteca și ce trebuie să ai? Că apoi ești obligat să ai firma autorizată pentru măsuri de ordine. Da. Deci, repet, punctul numărul 1. Nu numai conducătorii auto trebuie să verificați. În Dofteana mai există și altceva care pot fi verificat. Văd pe unul care păzește vacile în lunga trotușului, pe mijlocul drumului merge, de oprește mașinile și dintr-o parte și din cealaltă. Îl știți? Văd pe băietul lui Tone de pe Haidea, vorbim taxul mai înainte, bătut aici, a nu știu câta oară. Deci, noi facem o anchetă socială, dar unuia care nu este normal, trebuie să ducă în altă parte este locului, nu între oameni civilizați. Asta pot să vă spun. Deci, când mergeți cu mașina, când vă văd, într-adevăr, faceți servicii din toate colțurile. Nu am de obiecta nimic, repet. Dar mai sunt și altceva. Să trecem pe lângă ăla care este băut și merge pe DN12, repetat, de fiecare dată, și ocurez mașini și claxonează, și primul telefon merge mie și probabil după aia dumneavoastră sau înainte, așa, puteți să vă luați de el. Puteți să vă luați și de acel care nu respectă legea și vedeți un foc provocat cu știință, în curte sau în grădină, în care pune în pericol și alte persoane. Ați văzut ce s-a întâmplat la Dărmănești, la Plopu și în alte locuri. Da, unii pune în pericol și alte locuințe. Da. Se pot vedea și altceva. Multe, multe. Asta voiam să vă spun și din acest motiv vă rog respectuos să aduceți la cunoștința șefilor dumneavoastră căci data de 31, 1 și 2, desfășurăm activitatea pe care ați auzit-o aici în Consiliul Local și vă rugăm să ne acordați sprijin. Acolo, în spatele gării, la actualul iar mă rog, va fi
parcarea autovehicul și de acolo încolo nu merg decât cei care vin, artiștii și vedeți, jandarmeria care trebuie să-i dați drumul, inspectoratul pentru situații de urgență care trebuie să-i dați drumul, colegii dumneavoastră și altcineva, nimeni. Noi vom bloca circulația din partea cealaltă de acolo, dinspre castel, și pe partea și pe alta la Chiriac, pentru că vom desfășura și un frumos foc de artificii în spatele stadionului și în conformitate cu avizile ISU, trebuie să fie îndepărtate orice persoane la o anumită distanță. Da. Am făcut comunicat la jandarmerie, am făcut la poliție, la colegii dumneavoastră. Noi la poliția locală avem 4, dar unul este bolnav și are probleme. 3 sunt active aici. Cu 3 oameni vom putea să facem cât putem și vom asigura probabil și baza pe timp de noapte acolo unde desfășoară activitatea. Sper să nu se întâmple să vină taifunul la anul trecut și să ne desfășurăm activitatea în bune condiții. Dacă dumneavoastră aveți ceva să mă întrebați, sunt prezent și vă dau răspunsurile în conformitate cu legea. Am dispus că de mâine, poimine, domnul Balcano, acolo de la pod, de la Contoi, de mai sus, de Biserica Cătorii, toată ulița, până la Jean și până la Costel, țifrea cu piatră concasată, s-a încheiat lucrarea de la Nelo Frezero, de la rampă, practic, din DN12 și până la stadion, inclusiv până la transformatorul pe care l-am montat. S-a încheiat lucrarea pe Valea Câmpului, s-a încheiat lucrarea din DN12 pe la Părculeț până la pod, zis podul Vergi, zis Talău. Astăzi, dacă nu cel târziu, mâine se va lucra la Hăgheac, la Șanțu, care am obligat oamenii să-și dea deoparte, să îndepărteze gardul, să facem Șanțu, să facem o subtraversare la Severică, să traversăm în partea cealaltă. Am încheiat lucrarea la Cucuieț, acolo unii mi-ați dat cunoștință la Bogea, care din Consiliul au fost, au văzut. Am încheiat lucrarea la Gigi Lăbuz, la Largă, la Ifrim, zis. Am încheiat-o și acolo în conformitate cu ceea ce ați votat dumneavoastră sub un divan pentru cei care au fost afectați la inundații. Iar la inundații, în sumele de bani care ați văzut, mai sunt și 5 punți prevăzute. Olaru, Baniță, Negoiță, o știți, la Dorel Antohi și mai este încă una, nu știu, la Ioniță Hârbu sau aici la Părintele Apostol. Deci reabilitarea lor. Completarea cu scânduri, dar acolo la Negoiță trebuie să reabilitate în totalitate, făcute exact cum au fost. Dar cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Prefectura nu ne-a pus că sunt afectate cea de la stadion care face legătura cu Larga și cea de la BVN care face legătura tot cu Larga. Care astăzi ne apucăm sau ne-am apucat deja de cea de la stadion. Și acolo ne-a mai făcut o mare bucurie între puntea de la Dănău, de la Larga și BVN. S-au furat tot cablul ăla electric și este de 400 și ceva de metri. Da, poate vă mirați prea mult, dar foarte multă lume este pusă pe distrugere. Pe distrugere. Adică stații de microbuz, am adus stația de microbuz din centrul statului la Larga, am refăcut-o aici, veți înșteamă să o ducă înapoi pentru că același lucru se va întâmpla. Merg să urinează și fac și alte lucruri acolo, în apropierea bisericii și imediat în lateral este și o troiță. De asta vă adresez câteva cuvinte. Pentru că dacă îl găsești în stația de microbuz între stații în care el nu pleacă nicăieri și stă și bea, dumneavoastră, dacă ați trecut pe acolo, vă rog să luați măsuri. Deci nu numai conducătorii auto, v-ați oprit, dacă tu nu mergi nicăieri, până la urmă, oameni, de ce stai aici? Fumează și mănâncă semințe. Da, fumează, mănâncă semințe și o trebuie să le dezinfectezi pentru că erau plini și de paraziți. Ca să nu vă mai spui că pe 15 septembrie sau pe 10 începe școala și trebuie să le dezinfectezi iarăși, pentru că din copii plini de nu știu ce și din întrebând de ce ajung cu pădui la școală. De la ăștia care dorm noapte pe acolo. Da? Repet, țin foarte mult la lucrurile pe care împreună cu dumneavoastră și cetățenii localitate le-am făcut și de aceste motive vă cer sprijinul și dumneavoastră ca cei ce încalcă legea să fie pedepsiți. Repet, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Domnul primar, coșurile de gunoi astea vezi, care sunt montate pe margine, s-au putrezit pe o parte, un gunoi aici, pe o parte, curs, pe o parte, în altă, în ele se tablă. Așa este, aveți dreptate. Mi-a adus la cunoștință și doamna Vici și eu le văd în fiecare zi. Și eu le văd în fiecare zi. Ele au 2010 sau când era. O tablă de 01, da, s-o dus. Găuri au pe fund.
să se scurgă apa. Dar nu se scurge așa cum trebuie. Dar anul acesta, mai avem câteva zile, intrăm în lunul septembrie, în ultimul trimestru anului, dacă va mai fi o rectificare bugetară, voi face o comandă de 100 de bucăți, tot confecționate la comandă, pentru că cele de plastic azi n-aș fi mai avut niciuna, că am mai luat odată pe cele portocalii. Sigur, dar au dat pe tărți la anul nou și le-au făcut praf toate. Deci mai înainte vorbeam despre distrugere. Pentru că gândesc faptul că banii aceștia care îi avem să cumpărăm coșuri sau altceva, îi aducem din alte surse, nu din buzunarul oamenilor din localitatea noastră. Nu? Și lucrurile astea trebuie să aduse la cunoștință, pentru că sumele de bani pe care cetățenii din Dofteana m-au ales ca eu să le gestionez, nu este chiar atât de ușor și banii trebuie să spun public ceea ce am făcut cu ei. Cineva a pus pe rețea de socializare și a spus, doamne, nu vă mai lăudați atât cu căminul la Bogata, cu podurile de la Bucuieț, cu școala de la Larga, cu grădinița de la Dofteana, cu drumul de pe Haiac și așa mai departe, nu vă mai laudați. Nu ne laudăm, dar vrem să spunem cum am spus și mai înainte. Cât a costat și organizarea zilului localității, cât a costat și căminul, care este confinanțarea noastră, pentru că trebuie să știe toți din localitate unde ajung banii dumnealor în sumă de cât ajung, cum să fac achizițiile în conformitate cu legea și nu ajung banii în altă parte. Nu ne laudăm, trebuie să aducem la conștiință pe site-ul primăriei, bineînțeles. Omul și-a spus punctul dumneavoastră de vedere. Noi trebuie să răspundem în mod legal. Da, am reținut, știm, am să comand 100, dar în momentul când în spatele acestui proiect voi avea și niște sume de bani, da. Dacă anul acesta nu ar fi fost afectat de inundații, că sumele pe care mi le-au dat ei, vă spun că nu ne ajung. Ei au dat un drum de 1,2 km, afectat 20%. Și vă întreb, dacă drumul îl faci la Hăgheac de la Bosolică și până la intrarea în Ștefan Vădă, în partea altă, i-ai pus 20%, adică pui câte o lopată în fiecare groapă. Mă întreb, ce ies acolo? Sau partea altă unde te duci la Nai Bobov, nu? Trebuie să-l faci de la Alazie. Diferența trebuie să o suportăm din bugetul local. Din bugetul local ce? Închiriem utilaje, achiziționăm piatră concasată, știți și vedeți cât este valoarea, achiziționăm, facem contract de închiriere de utilaje, cu asta nu facem față. Nu avem cum. Pentru că suntem solicitați la multe, multe, multe activități și nu putem face față numai cu noi. Și trebuie să închiriem. Uftim. Și plătim bani. Oamenii ar trebui să știe lucrurile astea. Și de asta spunem, nu ne laudăm, spunem ceea ce facem. Suntem de acord și cu propunerile fiecărui consilier, fiecărui cetățean de localitate, dar avem și unele priorități. Așteptăm acolo la Hăgheac unei din măsura 7-2, unde a fost afectat faptul că a zis că ne dă ceva și acolo. Așteptăm și la consolidarea malurilor la Marian Dogan. A spus că în următoarea hotărâre de guvern o să le dea de acolo. Și așteptăm și la Dan Diaconu pe Ștefan Vădă, unde avem o alunecare de teren unde e posibil să prăbușească 60 de metri linia de gabion pe o lățime de 6 metri. Au venit cei de la Inspectoratul pentru situații de urgență împreună cu prefectura și toată echipa. Au stabilit o valoare de 3.700.000. Se va face propunere de guvern și am să fac un deviz, nu unul mai mult, este dacă poți să faci cu 3.700.000 să dai jos 60 de metri de gabion, să-i dai jos, să refaci zona, să-i zidești înapoi, acolo unde se rupe tot, când distrugi și te băda cu tot, se rupe tot, dacă poți să faci cu asemenea bani. Da. Deci diferența trebuie să fie suportată din buget. Dacă ne apucăm de așa ceva, dar întâi să vedem sumele de bani. Pentru că răul s-a adâncit, adâncindu-se, eroziunea solului, deja s-au prăbușit câteva gabioane acolo și acolo. Da, dacă nu eram afectați poate anul ăsta cu asta, dar mai înainte iar am fost afectați în anul 2016, după aia mai înainte, dar o purie naturii nu putem spune. Da, am înțeles. Altceva. Eu, suntem la activarea câmpului acolo, cu fronca satului, tot satul Valea Câmpului, dar în pantă la Iacob acolo, a rămas multă piatră din asta și se urcă foarte greu, mai ales cu autoturism, cu care e foarte greu să urcăși. Îmi spui că s-a pus piatră pe un căsat prea multă, nu? Nu, jos aici s-a pus, dar acolo s-a pus piatră de asta, de balans. Și, na, fiind panta prea mare, s-a pus. N-ați solicitat așa atunci la început? Da, dar când devenea și piatră pe un căsat și nu a mai fost atunci, că a fost chiar ultima mașină dusă. O să fie, mai duci o mașină și nu lăsăm așa. Eventual rasă înainte asta și pe aia pus aia și... În rest, păi bine, da. Ar mai trebui, unii face legătura la
acolo unde se pleacă de la Tucaru, noi trece toți cetățenii de acolo, de la biserică. Mi-ai spus, trebuie să doi stâlpi și două lămpuri. Acolo poate chiar de-astea recuperate sau nu știu. Da. Lângă avem pentru că le-am recuperat pe cele vechi. Dar să știți că foarte multe dintre ele, apropo de distrugere, le-am luat fără abajoare, praf și ce am făcut? Le-am demontat oamenii noștri la Casa de Cultură, ceea ce au reieșit. Plastic l-am predat la RORECH, împreună cu alte aparaturi care aici le-am casat, calculatoare, laptopuri și mai departe și avem procesul verbal, iar celelalte, o parte am predat la fier vechi, cu o zi și tot ceea ce au fost, pentru că mai trebuie să justificăm în contabilitate valoarea lor. Cele care sunt mai bune, o să completăm prin unele locuri, dar vă rămâne pe parcurs. Deci ne apropiem de sfârșitul anului și vreau să gestionez, pentru că Unitatea Administrativ Teritorială Bogdeana nu are nici 5 bani datorii și vreau să mă duc așa până la 31 decembrie. Așteptăm o rectificare bugetară pozitivă, bineînțeles, și dacă vom intra în posesia altor sume de bani față de cele care le avem la ora actuală, voi face și lucrurile acestea. Acolo în pantă la Buboc, aici exact de pleacă prima pantă, am dat cu gardul de regnată mai mult, cu vreo 80 de grete, aproape metru în locuri. Și-a mai rămas detaiat pe acolo, este un stâlp care și-a trebuit dat jos. Un stâlp de starutul nu are nimic pe el, deci nu are pagini. La viorec granată. Exact cum se urcă panta la Valea Căpului. Deci și-o retras garjă de la limita proprietății. Da, stâlpul este de ce? De rotund. Beton? Beton, da. Trebuie scos și ăla de acolo, că... Avem nevoie și de așa ceva. Așa. Și unde am făcut traversarea aia pe Valea Căpului, acolo ne-am pus travaie de șansuri, am scos sârmaia de acolo capacul și pe pus altceva, tot un capac din plastic. Da, ne notați. Vă rog. Da. Așa. E strada Averii, de aici, de la pod de la Vedeac, unde se ia către Cămeașă, exact lângă apă la deal, sunt mulți copaci acolo care trebuie toaletați. Bastru, și trebuie trecută și am spus faptul am implicat să poate na, până la frigul, până vin zăpadă, să-i toaletăm pe toți. Deci acum cu toți oamenii suntem concentrați să facem curățenie și să fie un mediu ambient acolo în zona și oamenii m-au dus cu 5 zile mai repede din concediu. În zona unui desfășurăm activitate. De săptămâna viitoare trebuie să strângem de acolo țevi, lemn și așa mai departe. Ce avem, să facem iar o altă curățenie. Când am terminat cu astea toate, ne apucăm și de toaletare. Dar ar vrea să fac apel și la cetățenii. Dacă are nu cu marginea grădinii și jumătate iese pe domeniul public, cine ar trebui să o taie? Au zis că am vorbit câțiva de acolo, zic că noi ne-am suit, s-am tăiat, dar au zis că, da, poate trebuie îndrept curentul sau trebuie bine, cineva zona, mai ieri, zona fi... unde. Sunt da, conductori electrici, da. Au zis, chemam pe cei de la Ion. Dar în celelalte zone... Da, au zis, nu poți să mă sui, că aici e partea electrică. Vorbim despre viitoare da. Alerge, nu? Unii nu poți să iei corba acolo la Bogasiu, la Grigore Bogasiu, pentru că îi lipsită de vizibilitate. Tăiem, tăiem, tăiem de fiecare dată. Și ce implică tăiat? Implică tăiat, îți duc doi oameni acolo, nu poți să lași numai unul singur, duci un camion să-l încarci, să-l iei și după aia, după ce ai terminat, vine omul și spune, mi-ai lăsat două crengi, faci curat. Asta implică. Și atunci lăsăm ca dumnealor să-și toaleteze, nu? Care nu fac răspunsul 100%, o parte, mă fac. Da, mai departe. Dacă nu mai aveți alte subiecte de adus în discuții. Vă mulțumesc pentru votul care l-ați dat astăzi, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați prezentat și vă așteptăm, începând cu data de vineri, la desfășurarea de activitate a zilelor localității. Vă mulțumesc!